Tonight we have a special guest. În seara aceasta avem un musafir special. And I'm going to give her the opportunity to introduce herself. O să-i dau posibilitatea să se prezinte. And I'm sure that we'll all enjoy and benefit from what the Lord has prepared for us tonight. Welcome, Gina, good to have you with us. Happy Sabbath, everyone. Sabbat fericit. All right. I feel a little bit of a deja vu experience being here. Deci am un pic o experiență de deja vu fiind aici. Because just 3 weeks ago I was in Bucharest. Pentru că acum 3 săptămâni am fost în București. You see, my job is to go all around the world and collect stories. Deci munca mea este să merg în toată lumea și să adun istorioare. And one of those places I was sent to was Bucharest. Și unul din locurile acelea a fost București. Something amazing is happening there right now. Ceva extraordinar se întâmplă în București în momentul de față. The government in Bucharest has given permission to the Seventh-day Adventist Church and only to the Seventh-day Adventist Church to come into all of the public high schools. Deci guvernul dă voie bisericii adventiste și doar bisericii adventiste să aibă programe în toate liceele din București. And present classes on healthy living, much like the Creation Health. Și să prezinte clase în ceea ce privește un stil sănătos de viață, cum ar fi Creation Health. And the students love these classes and the teachers are thrilled with these classes. Și atât elevii cât și profesorii sunt foarte încântați de aceste clase. They are learning about healthy ways to live both physically, how to take care of their bodies. Deci ei învață atât cât să aibă grijă de corpurile lor. How to have good mental health. De asemenea, cum să aibă o sănătate mentală. And even spiritual health. Și chiar și în ceea ce privește spiritualitatea, sănătatea spirituală. So part of our 13th Sabbath mission offering the last quarter of this year will go to help the people, the Adventists in Romania, to continue with this program in the public high schools. Deci colecta de la școala de sabat pentru sabatul 13 din ultimul trimestru al acestui an, ceea ce se va strânge va merge la acest proiect pentru a ajuta cei care sunt implicați să continue cu acest proiect. So you will have the opportunity to help your fellow Romanians through the 13th Sabbath offering fourth quarter of this year. Deci în trimestrul 4 vom avea cu toții posibilitatea să ajutăm frații noștri din România ca să continue acest program prin darurile pe care le vom oferi. So I work at the General Conference in Silver Spring, Maryland, near Washington DC. Deci lucrez la conferința generală. Out of the Office of Adventist Mission. Deci în biroul sau departamentul misiunii adventiste. Helping to promote the 13th Sabbath mission offering. Deci și contribui la a ajuta să încurajez și să promovez colecta din al 13-lea sabat. And every quarter focuses on a different part of the world church. Și în fiecare trimestru ne concentrăm asupra unei părți a lumii. Do you know where the 13th Sabbath offering is going this quarter? Știți unde va merge colecta sabatului al 13-lea din trimestrul acesta? Have you heard any of the mission stories from this quarter? Ați ascultat istorioarele misionare din timpul școlii de sabat? Okay, they've heard them, I'm sure. He shows us that we have them there. Școala de sabat, după lecțiune. So it's during the Sabbath school, not during the divine service. Haven't you been listening to the stories? Yeah, where did the story come from? No, you read for the offerings. Do you remember where the stories have come from this quarter? Vă aduceți aminte de unde vin aceste istorioare, din care parte a lumii? You are guessing now. Stop guessing. Oh, I'm just sad. Say you don't know. I'm sad.
mă întristează lucrul ăsta. South Pacific. În Pacificul de Sud. New Zealand, Noua Zeelandă, Fiji. This is the division. Of course it is. Okay. That's our head elder. Okay, do you know when your division, the Trans-European division, will be featured? Deci știți când va fi această diviziune, va fi rândul diviziunii noastre? Come on. No, it's not. You heard about it. I told you about it. Now I'm sad. Okay. First quarter of 2017. Deci primul trimestru de anul viitor. And do you know what at least one of the projects will be? Știți care va fi cel puțin unul dintre proiecte? You are on the executive committee, you should know. Unless the one was. Yeah, which one? Yeah, the one was in your No. City of Hope, that was. I told them. Tell them again. Okay, deci construirea încă unei biserici. De când vorbim de lucrul ăsta? Yeah. The building of a new church, an extra church. That's right. And so I'm here to collect stories so that the whole world will know what's happening here. Deci sunt aici ca să colectez cât mai multe istorioare pentru ca întreaga lume să știe ce se întâmplă aici. And they will be inspired to give their offerings to help you have a new church right here. Și să fie inspirați să doneze, să contribuie la darurile din trimestrul 13 pentru a avea o nouă biserică. So if you have a good story to tell me about how God has worked in your life. Deci dacă aveți o mărturie, o istorioară a vieții dumneavoastră care în care puteți vorbi despre modul în care Dumnezeu a lucrat în viața voastră. Or about how you invited someone to come with you to the City of Hope meetings. Sau cum ați invitat pe cineva să vină cu voi la City of Hope, la întâlnirile de la City of Hope. I want to talk to you right after this program, okay? Deci putem vorbi imediat după program, după serviciu divin. So, until then, there are three stories I'm going to briefly share with you this evening. Deci în seara asta am trei istorioare care aș vrea să le împărtășesc cu voi. These are true stories. Acestea s-au întâmplat cu adevărat. I talked to the people involved with them, I interviewed them, I got their stories. Deci i-am intervievat eu personal pe acești oameni. The first story comes from the country in Central America called Belize. Deci prima istorioară vine dintr-o țară, Belize. The second story comes from Rwanda. A doua vine din Rwanda. And the third story comes from South Sudan in East Africa. Și a treia vine din Sudanul de Sud, din estul Africii. The first story you might remember because it was printed in the Mission Quarterlies a few quarters back from deci, Central America. Prima întâmplare, prima istorioară, probabil vă reamintiți, a fost citită câteva trimestre în urmă. Does anyone remember the story called the Throwaway Baby? Vă aduceți aminte de istorioara bebelușul care a fost aruncat? Okay. So, I will tell you this story. Deci o să vă spun întâmplarea. This is such an amazing story. When I heard it, my mouth just kept opening wider and wider because I could not believe what I was hearing. Deci când am auzit-o pentru prima dată, gura mi se căsca tot mai mult pentru că nu venea să cred ceea ce auzeam. This mother in Belize had 9 children. Această mamă din Belize avea 9 copii. She was pregnant with her 10th child. Și era însărcinată cu al 10-lea copil. When one day she felt the familiar labor pains and she went to the hospital. Când a simțit că se apropia să dea naștere, a mers la spital. The problem was it was 3 months too early for this baby to be born. Însă problema era că era 3 luni înainte de data când acest copil ar fi trebuit să se nască. And so she was very worried about this baby. Și de aceea era foarte îngrijorată în ceea ce privește acest bebeluș.
So she went to the hospital and she delivered this baby. At least she thought she delivered a baby. Deci a mers la spital și a crezut că a dat naștere acestui copilaș. And she asked the doctor, "Where's my baby?" Și l-a întrebat pe doctor, "Unde mi-e copilașul?" And the doctor said, "Oh, you go home, you already have 9 children. You didn't deliver a baby." Și doctorul i-a zis, "Nu, tu du-te acasă, ai deja 9 copii, tu nu, de fapt nu ai dat naștere la un copil azi." You delivered an undeveloped fetus. Tu ai dat naștere la un fetus care nu este dezvoltat. And the mother cum trebuie. Said, "No. I want my baby. I know I delivered a baby." Și mama spunea: "Nu, eu vreau bebelușul meu. Vreau să-mi dați bebelușul la care i-am dat naștere." And the nurses said, "No, really, you delivered an undeveloped fetus." Și asistentele medicale au spus și ele: "Nu, tu ai dat naștere de fapt la un fetus care nu este dezvoltat, nu e copil." Just get dressed and go home to your other children. Deci îmbracă-te și du-te acasă la ceilalți copii ai tăi. So the doctor left, the nurses left. Doctorul a plecat acasă, asistentele au plecat și ele. And this mother got dressed and as she started walking out of the room. Și mama s-a îmbrăcat și ea și în timp ce ieșea din cameră. She looked down into the rubbish bin. S-a uitat în rubbish bin. Coșul de gunoi. And there was her baby. Tiny baby. Și a văzut bebelușul acolo. And she saw him breathing. Și putea să vadă de fapt copilașul respirând. She quickly took a handkerchief out of her pocket and grabbed the baby and stuck him in her pocket. Și a luat o batistă din buzunar, a luat bebelușul de acolo și l-a pus în buzunarul ei. She hurried home. A mers repede acasă. And the other children said, "Where's our new brother or sister? Where's the baby?" Și ceilalți copii au întrebat, unde este surioara sau frățiorul nostru? And she showed them this little tiny baby. Și who was breathing. Ea le-a arătat acest mănunchi de viață care respira. And she cleaned him up. L-a curățat. And all of a sudden there was a knock on the door. Și dintr-o dată s-a auzit cineva care bătea la ușă. It was the security guards from the hospital. Era securitatea, deci cei care aveau grijă de securitate la spital. And they said, "You have stolen hospital property. Give him back immediately." Zice, tu ai furat proprietatea spitalului, dă-l înapoi. And the mother said, "I didn't steal anything. I just took my baby home." Și mama a zis, eu n-am furat nimic, mi-am luat doar copilașul, bebelușul și l-am adus acasă. And they said, "You didn't have a baby. You just stole hospital property." Și ei au zis, tu n-ai avut de fapt, n-ai dat naștere la un copil, tu ai furat proprietatea spitalului. And the mother, of course, insisted, "This is my baby." Și mama a insistat, ăsta e copilașul meu. And they said, "Well, we will arrest you if you don't hand it over." Și ei au zis, dacă nu ne dai copilul înapoi, noi o să te arestăm. And she said, "Well, you'll have to arrest me because I'm not giving him to you." Și a zis, atunci arestați-mă pentru că nu vi-l dau înapoi. Well, finally the security guards went back to the hospital. În cele din urmă garda a plecat acasă. Au plecat. And the mother prayed that God would spare her little baby who was born 3 months too early. Și mama s-a rugat pentru acest copilaș care s-a născut cu 3 luni prea devreme. And every day, of course she didn't have an incubator or any special equipment to help. Bineînțeles că nu a avut incubator sau echipament special pentru să aibă grijă de acest copilaș. So every day she set him out in the sunshine and God provided a natural incubator for her little baby. Și în fiecare zi ea îl scotea la soare și Dumnezeu i-a oferit un incubator natural. The baby's mouth was so tiny he couldn't nurse from his mother to get his mother's milk. Deci gurița era atât de mică încât nu putea ca să fie alăptat de către mama lui. So the mother took a little tiny baby bottle that her daughter used for a doll. Și mama a luat o sticlă de lapte care de fapt era o jucărie pe care o folosea fetița ei și a dat lapte cu jucăria aia. And fed her little baby just a drop at a time. Câte o picătură din când în când. And the Lord blessed and the baby grew and got stronger.
Și Dumnezeu a binecuvântat acest copilaș și copilașul a crescut și a devenit tot mai puternic. And he continued to get stronger. Și devenea tot mai puternic în fiecare zi. And he grew and he grew. Și a crescut, a crescut. And he became 1 year old. Și a ajuns la vârsta de un an. And then he got really sick. Și după aia s-a îmbolnăvit. And the mother had no choice but to take the baby, well, he wasn't a baby anymore, the 1 year old little child to the hospital. Și mama n-a avut de ales, a trebuit să ducă copilașul de un an de zile să-l ducă înapoi la spital. And the doctor refused to treat him. Și doctorul a refuzat să-l trateze. It was the same doctor. Era același doctor. She didn't deliver a baby. Care i-a spus că ea nu a dat naștere la un copil. But she insisted, she begged, said, "Please help my baby or he will die." Însă ea a insistat și a spus, "Te rog, ajută copilul meu, altfel va muri." And finally the doctor said, "Okay, but I'm going to tell you, he will never live a normal life. He's going to be blind by the time he's 5 years old. His brain won't develop properly and he won't be able to be very smart. And so really you should just let him go." Și doctorul i-a zis, "Bine, hai că te ajut, dar să știi că acest copilaș niciodată nu va fi normal. Până la vârsta de 5 ani va orbi, creierul nu va funcționa bine, mai bine să-l lași, să nu te mai îngrijești de el." And the mother said, "I will pray and God will help, just save my baby." Și mama a zis, zice, "Eu o să mă rog la Dumnezeu și Dumnezeu va avea grijă de acest copil, numai ai și tu grijă acum de el." So the doctor said, "Okay," and help the baby. Și doctorul a zis ok și l-a ajutat, a ajutat-o. And the baby got better. Și copilașul s-a însănătoșit. And he continued to grow and became stronger and stronger. Și creștea și era tot mai tare în fiecare zi. 2 years old, 3 years old, 4 years old, 5 years old. A ajuns la vârsta de 2 ani, de 3 ani, de 4 ani, de 5 ani. And he was doing fine. 6 years old. 6 ani. And it was time for him to go to school. Și a venit timpul să meargă la școală. He could see. Deci putea să vadă foarte bine. He was very intelligent. No era foarte inteligent, nu era nicio problemă. And God continued to bless him. Și Dumnezeu a continuat să-l binecuvinteze. And he became one of the top students in the school. Și a devenit unul dintre cei mai buni elevi din școală. And he finished primary school and then secondary school and then the junior college that they have in Belize. Deci a terminat școala primară, pe urmă liceul și pe urmă colegiul de juniori. And the person telling me the story looked at me and said, "I am that throwaway baby." Și persoana care îmi spunea istorioara s-a uitat la mine și mi-a spus, "Eu sunt acel copilaș, bebeluș care a fost aruncat la gunoi." And he's now studying to be a pastor. Și acum studiază ca să devină pastor, să fie pastor. And he said, "My mother tells me, Jeremy, never forget that you were a throwaway baby." Și el a zis, zice, mama întotdeauna îmi spune, "Jeremy, niciodată să nu uiți că tu ai fost copilașul, bebelușul care a fost aruncat la gunoi." But God saved you for a purpose. Dar Dumnezeu te-a salvat cu un scop. And you know, in a sense, all of us here are throwaway babies. Și într-un anumit sens, fiecare dintre noi aici suntem bebeluși care au fost aruncați la gunoi. Because the minute we're born, even before we're born, pentru că Satan wants us to be thrown away. Pentru că chiar înainte de a fi născuți, Satana dorește ca să ne arunce la gunoi. He tries to destroy us through our lives. El vrea să ne distrugă. He sends all kinds of discouragement and temptations. Trimite tot felul de descurajări și de ispite în calea noastră. But I hope when that happens you'll remember Jeremy, the throwaway baby. Dar atunci când aveți astfel de probleme, sper să vă aduceți aminte de Jeremy, copilașul care a fost bebelușul care a fost aruncat la gunoi. And how God spared his life even though the doctor, the nurses just thought that he was worthless. Și cum Dumnezeu s-a îngrijit de el, cu toate că doctorul și asistentele medicale nu au crezut că el va supraviețui. And God can help you too with whatever discouragement or trial you're facing. Nothing is too hard for him. Și Dumnezeu te poate ajuta și pe tine orice problemă ai avea, pentru că nimic nu este prea dificil pentru el.
The second story comes from Rwanda. A doua istorioară vine din Rwanda. A man by the name of Pastor Isaac. Pastorul Isaac. Pastor Isaac was working in one of the conferences in Rwanda. Lucra într-una din conferințele din Rwanda. And of course, you may remember that in the 1990s, Rwanda had a terrible, terrible genocide. Și dacă vă aduceți aminte, în anii 90, Rwanda a trecut printr-o perioadă foarte urâtă și a fost un genocid acolo. And when I was there last October, I interviewed many people who had gone through that experience. Și când am fost acolo anul trecut în octombrie, am intervievat foarte mulți oameni care au trecut prin acea experiență. Pastor Isaac was one of the people I interviewed. Deci pastorul Isaac a fost unul dintre oamenii pe care i-am intervievat. Pastor Isaac was the stewardship director in this particular conference. Deci el a fost liderul stewardship. Administratorul de la stewardship care se ocupă cu zecimile în conferința respectivă. And he and the other stewardship directors from within Rwanda were at a meeting in the capital city of Kigali. Și alții împreună cu alți colegi se aflau la o întâlnire în Kigali. When the genocide started. Când a început genocidul. And you might remember that it was with two tribes, the Hutus and the Tutsis. Deci au fost două triburi care au fost în conflict, Hutus și Tutsis. And the conference president and his son, who was the medical director of the Adventist hospital at that time. Și deci președintele conferinței și fiul lui, care atunci era directorul departamentului sau al centrului medical de atunci, told all the Adventist Tutsis to please come to the mission compound because they would be safe there. A spus la toți adventiștii din tribul Tutsi să meargă acolo la centrul lor că vor fi în siguranță. So, thousands of them came. Deci mii dintre aceștia din tribul Tutsi au mers acolo. Including Pastor Isaac's wife and 9 children. Și împreună cu soția pastorului Isaac și cei 9 copii ai lor. They crowded into the church on the compound because they thought for sure they would be safe in there. Deci au intrat în biserica de acolo. But in fact it was a terrible, terrible trap. Dar de fapt a fost o capcană oribilă. Because on Sabbath morning the conference president and his son helped bring the Hutu tribesmen to come to slaughter the Tutsis who were in the church. Pentru că sâmbătă dimineața aia președintele conferinței și fiul lui au chemat cei din tribul Hutus să meargă și să îi omoare pe cei din tribul Tutsi care erau în biserică. And it wasn't a clean killing like with a gun and they just got shot. Și nu a fost ceva chiar atât, adică nu s-au dus acolo doar să îi împuște. It was much worse. A fost mult mai urât și mai rău. They brought machetes where they would hack them. Au adus machetele. Știți cum arată machetele, da? I-a tăiat în bucăți. They brought clubs with nails sticking out where they would beat them over the head. Buzdugane cu cuie cu care i-au bătut. And they did this to men and women and children. Și au făcut lucrul ăsta la bărbați, la femei și la copii. And they did this to Pastor Isaac's wife and his children. Și de asemenea soției pastorului Isaac și copiilor lui. They were all killed. Toți care au fost în biserică au fost uciși. Pastor Isaac and the other pastors who were with him at the meeting in Kigali were taken to a safe place in the northern part of Rwanda. Deci pastorul Isaac împreună cu colegii lui care erau la întâlnirea din Kigali au fost luați într-un alt loc din nordul țării unde să fie în siguranță. And he stayed there through the end of the genocide, which was several months. Și a stat acolo pentru câteva luni până s-a terminat atacul ăsta, genocidul.
After the genocide was over, după ce s-a terminat genocidul, he helped to get the Adventist Church going again in the capital city of Kigali. Deci el a contribuit la a ajuta biserica să continue să funcționeze în capitala țării, în Kigali. Then a few years later he was asked by the union, would you be willing to go back to this place where you used to live and be the pastor there even to the people who killed your family? Și după ceva timp a fost rugat dacă ar merge de către președintele Uniunii, dacă ar merge înapoi de unde venise și să devină pastorul celor care de fapt îi uciseră familia. What would you do? Ce ai face tu în cazul ăla? Yeah. He accepted the call. El a acceptat această chemare, această trimitere. And when I interviewed him, I asked him, how could you do that? Și când l-am intervievat, l-am întrebat, cum ai putut să accepți lucrul ăsta? And he said there was only one way. Și el mi-a zis, este o singură modalitate prin care poți să accepți. And it's because of a very famous and well-known, probably the most well-known verse in all of the Bible. Și este datorită probabil celui mai bine cunoscut verset din and Biblie. And if you have your Bible, I invite you to turn to it, because it's one thing to just say it. Și dacă aveți Biblia, vă invit ca să deschideți Biblia, pentru că e diferit doar să-l auziți spus. But let's take a moment to actually read it. Haideți să-l citim împreună. And it's John 3:16. Și e Ioan 3 cu versetul 16. And those of you who have English, why don't you read it with me in English, and then Pastor, those in Romanian will read it with you out loud in Romanian. Deci care aveți Biblia în limba engleză, citiți cu dânsa în limba engleză, și cine are în limba română, vom citi împreună după aceea. Okay, ready to read in English? I think there are only two people who will two join people? Me. Two people? Well, join me. Okay, John 3:16. For God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life, or eternal life. Ok, haideți să citim și noi Ioan 3 cu 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Amin. Ok, he said, well, question, did God give his son to die for Pastor Isaac and his family? Deci credeți că Dumnezeu și-a dat fiul să moară pentru pastorul Isaac și familia lui? Tougher question. Întrebare mai dificilă acum. Did God give his son to die for the killers? Deci a dat Dumnezeu pe fiul lui să moară și pentru ucigași? Cei care i-au omorât familia. And Pastor Isaac said when he realized that, when he really absorbed the truth of that, how could he say no to go pastor them? Și pastorul Isaac s-a spus când cu adevărat a înțeles semnificația acestui verset, cum ar fi putut el să spună nu chemării? So he accepted. Așa că el a acceptat chemarea. And he went back. And it's a wonderful story of forgiveness. Și s-a dus înapoi. To forgive even those who killed his wife and his 9 children. Și este o istorioară deosebită în ceea ce privește, o întâmplare deosebită în ceea ce privește o lecție a iertării. Să mergi și să te îngrijești de cei care ți-au ucis familia. Is there someone in your life you need to forgive? Este cineva în familia ta, în viața ta, pe care trebuie să ierți? Is there someone who has really hurt you, done something really bad? I mean, think about what this meant for Pastor Isaac, what he went through, what these people did to his family. Deci imaginați-vă prin ce a trecut pastorul Isaac și pe urmă puneți-vă întrebarea, este cineva
în viața dumneavoastră care v-a rănit extraordinar de mult, care, pe care ar trebui să iertați. And yet when he realized God's love for himself and for them, he was able to forgive. Deci numai când pastorul Isaac a înțeles dragostea lui Dumnezeu față de el, că a avut el puterea la rândul lui să ierte. Forgiveness is a very powerful thing. Iertarea e ceva foarte de o influență extraordinară. And it's also only possible as a gift from God. Și este cu adevărat posibilă numai ca un dar din partea lui Dumnezeu. So I want to encourage you, if there's someone who has hurt you deeply, to consider asking God for the power to forgive that person. Deci vreau să vă rog să considerați într-un mod foarte serios că dacă este cineva în viața dumneavoastră pe care ar trebui să-l iertați sau vă chinuiți să-l iertați sau să o iertați, să cereți de la Dumnezeu darul, posibilitatea aceasta, capacitatea aceasta. And God can grant that miracle to you. Și Dumnezeu poate să vă dea acel dar. The third story is actually a story that happened to me. Deci a treia întâmplare este una care mi s-a întâmplat mie. Normally I'm not the mission story. De obicei nu sunt eu povestioara de misiune. I just write the story of things that happen to other people. De obicei doar scriu ceea ce se întâmplă altora sau s-a întâmplat altora. And when I went on this trip to South Sudan, I didn't expect that I would become a mission story. Și când am mers în Sudan și eu nu am realizat că voi deveni eu o istorioară de misiune. But you may know that South Sudan is a dangerous place to go to. Probabil știți că Sudanul de Sud e o zonă foarte periculoasă ca să mergi acolo. It broke away from the country of Sudan to the north in 2008. În 2008 s-a rupt de Sudan de la nord. And it has been basically at war ever since. Și de fapt se află în război de atunci cu Sudanul. With maybe just a little bit of break for a few days or weeks, but basically at war the whole. Deci ei sunt în război tot timpul, probabil doar iau pauză vreo câteva zile sau săptămâni. Well, one of the 13th Sabbath offering projects is for South Sudan. Deci unul din proiectele pentru sabatul al 13-lea a fost pentru zona din Sud Sudan. It's to build a building for the children. Și asta proiectul consista în a clădi, deci o clădire pentru copii. Because right now the only place the children have for their Sabbath school or Pathfinders or Adventist youth or any meeting is just under the trees or open sky. Pentru că singurul loc unde pot avea loc întâlniri pentru copii sau pentru tineret, pentru exploratori sau orice alte întâlniri ale copiilor au loc doar sub cerul liber sau sub un copac. And when it's the rainy season, of course, it becomes very muddy and the children can't meet even for Sabbath school. Și când este sezonul ploios, atunci copiii, bineînțeles, nici nu pot să se întâlnească nici măcar pentru școala de sabat. So we can help these children next quarter with our 13th Sabbath offering. Deci trimestrul următor darurile care se vor primi vor merge pentru acest proiect în Sud Sudan. Anyway, I went there with Yarli, who is actually here with me on this trip. He's a videographer. Deci am mers acolo împreună cu Yarli, ei au venit împreună și el este videograful. And because it is a dangerous place, we stayed on the mission compound to do all of our interviews. Deci pentru că este o zonă foarte periculoasă, au stat doar acolo în tabăra unde a misiunii, pe campusul misiunii. So rather than going out in the country to collect the stories, the people came to us at the compound. Și în loc ca noi să mergem la oamenii care au istorioarele, ei trebuiau să vină la noi. But on the last day that we were there, we asked our host, could we just drive around Juba? That's the capital city of South Sudan. Can we just drive around and take some pictures? Și în ultima zi a șederii noastre acolo, i-am rugat pe cei de acolo dacă putem să mergem doar în zona, în apropierea taberei unde eram, în, what is the capital again? Juba. Juba. În Juba, care este capitala. And they said, yes, we will take you around,
but you mustn't use your big cameras. Și ei au zis, da, hai că vă ducem cu mașina, dar să nu scoateți cumva camerele de luat vederi. You can only use the camera on your phone. Deci puteți să folosiți doar telefonul mobil cu camera din telefonul mobil. And we said, okay, we și am zis, ok, putem. So as we were driving around, it looked like a war zone. Și în timp ce mergeam cu mașina în zona respectivă, cu adevărat arăta ca o zonă de război. All around the government buildings there was barbed wire and barricades, just like in a war zone. Deci clădirile guvernamentale erau înconjurate de sârmă ghimpată, ca într-o zonă de război. And then we drove on the east side of the city to where the Nile River is. Și pe urmă am mers pe partea de est a orașului unde se află, unde curge râul Nil. And there's only one bridge that crosses the Nile River in the whole city of Juba. Și este doar un singur pod care trece peste râu. So we went across the bridge. Și am mers pe pod. Drove just a little bit further. Am mers puțin mai încolo, dincolo de pod. And then our driver turned around and we went back across the bridge. Și șoferul a întors mașina și a mers înapoi pe pod. And on the other end of the bridge there was a soldier waiting for us. Și deja în partea cealaltă a podului unde ne întorceam, era un soldat care ne aștepta. And he said, "You need to go back across the bridge and stop over there." Și el a zis, "Trebuie să vă întoarceți, mergeți înapoi peste pod și așteptați acolo." So we turned around, went across the bridge. Deci din nou am traversat podul. And on the other side there were soldiers waiting for us with automatic weapons. Al cui e telefonul care sună? It's not mine. Okay, that's all right. Deci pe partea cealaltă erau soldați care așteptau cu automatele. And so the driver got out of the car, but he quickly came back and said that we all had to get out of the car. Deci șoferul s-a dat jos din mașină, a vorbit cu soldații și ne-a spus toți trebuie să ne dăm jos din mașină. Deci m-am uitat la Yarley și i-am spus, zice, trebuie să ne rugăm. And the soldiers took us and forced us to go down the steep bank right by the river. Și soldații ne-au luat și ne-au dus jos la râu. Deci a trebuit să coborâm. And there was a little building there with two rooms. Și acolo era o clădire mică cu două încăperi. And the soldiers made us go into the building. We went in the first room and then into the second room. Și soldații ne-au forțat să intrăm în clădirea respectivă. Am intrat în prima încăpere și pe urma a doua cameră. And they yelled at us to sit down. Și au țipat la noi să stăm jos. And then they started yelling at our hosts in Arabic because that's their language there. And we of course didn't know what they were saying. Și au început să țipe, să strige la gazda noastră în limba în arabă și bineînțeles noi nu înțelegeam ce spun. So Yarley and I just sat there praying quietly. Și Yarley împreună cu mine stăteam acolo jos și ne rugam. And as I looked around and saw the situation, și când am văzut ce se întâmpla, I knew that kidnappings happen. Știam că răpiri în zona aia au loc. Especially for Americans. Și mai ales în ceea ce privește cetățenii americani. And I wondered, is that what is happening here? Are we being kidnapped? Și atunci mă întrebam, oare asta se întâmplă? Ne-au răpit. And so the first thing that came to my mind was, tell my family that I love them. Și primul lucru care mi-a trecut prin minte a fost, trebuie să spun familiei că iubesc. And by the way, I forgot to tell you, when we came in, they took our phones from us. Și am uitat să vă spun, când am intrat în clădirea aia, ne-au luat telefoanele. So after a while, the soldiers turned to Yarley and me and started yelling at us in English. Și după ceva timp, soldații s-au întors către noi și au început să țipe, să strige la noi în limba engleză. Who are you? Why are you here? What are you doing here? Why are you taking pictures? Cine sunteți? Ce faceți aici? De ce faceți poze? All right. Are you looking for your passport? It's here. Yes, yes. All right.
And this is the bag I had with me, by the way. Și asta este de fapt e geanta pe care am avut-o cu mine atunci. So they asked, "Are you journalists? Let me see your credentials." Sunteți jurnaliști? Ia să vă văd permisurile. And so we pulled out our credentials from the general conference. Și le-am arătat permisul pe care l-avem, cardul care l-avem de la conferința generală. Says missionary credential and that we're official. Deci spune că deci sunt în persoane oficiale cu o responsabilitate. So we gave the man our credentials. Și le-am dat cardurile astea. He looked at it and he threw it down. S-a uitat la ea și a aruncat-o jos. And he said, "This is meaningless, totally meaningless." Și zice, asta n-are nicio semnificație. Give me your passports.
Wilson, m-am rugat pentru Wilson and his family pentru familia lui, and his soldiers pentru soldații lui, and for their country that peace would come. Și pentru țara lor ca pacea să vină. And afterwards he stood up and I could see he was touched. Și după ce ne-am rugat, el s-a ridicat de pe scaun și puteam să văd că el era atins de ce s-a întâmplat. And he shook my hand. Și a dat mâna cu mine. And we walked away. Noi am plecat liberi. It was an incredible experience. A fost o experiență extraordinară. And I want to share another Bible text with you. Și vreau ca să mai citim încă un verset împreună. Matthew chapter 16. Matei 16. Matthew chapter 16, beginning in verse 24. De la versetul 24. And it will be from 24 to 27. I'll read it in English and you read it. Okay. Then Jesus said to his disciples, "If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will find it. What good will it be for a man if he gains the whole world yet forfeits his soul? Or what can a man give in exchange for his soul?" Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi, și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Let me ask you a question. Vreau să vă întreb ceva. Whose life was more in danger, mine or the soldiers? A cui viață credeți că a fost cu adevărat în pericol, a mea sau a soldatului? The soldiers. A soldatului. Why? De ce? That's right. That's exactly right. And when I realized that, they were more in danger than I was, because if I would die, I would just be sleeping until Jesus comes, and I would live eternally. De-aia mi-am dat seama că viața lor era mult mai în pericol decât a mea, pentru că eu dacă muream, doar adormeam în Domnul până la revenire și atunci după aceea aș fi trăit veșnic, voi trăi veșnic. But these poor soldiers, they didn't know God, they didn't know the truth. And if I didn't share it with them, they might have been eternally lost. Dar acești soldați care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, dacă ar fi, odată ce ar fi murit, ar fi putut fi pierduți pentru eternitate, pentru veșnicie. And this text that we just read in Matthew reminds us, really, that our life is not our own. Și versetele acestea ne reamintesc în Matei că viața noastră nu ne aparține cu adevărat nouă. It's about recognizing that our life belongs to God. Trebuie să recunoaștem că, de fapt, viața noastră aparține lui Dumnezeu. And that when we place our life in God's hands, it's safe. Și atunci când ne punem viața în mâna lui Dumnezeu, atunci suntem în siguranță. And then we can go on whatever mission He sends us to go on. Putem să mergem în orice misiune în care El ne trimite. Would you like to put your life in the hands of God tonight? Doriți să vă puneți viața dumneavoastră în mâna lui Dumnezeu în această seară? Would you like to have that assurance that no matter what you might face in the future, and we don't know what we will face in the future. Veți aveți și voi siguranța aceasta că orice am întâmpina în viitor și adevărul e că nu cunoaștem viitorul. If you want to have the assurance of being in God's hands and then being willing to say, "Yes, God, I am willing to share you with whoever you send to me." Și odată ce avem această siguranță, putem atunci să
I invite you to stand up right where you Dacă are. Dacă aveți această dorință, vă invit să vă ridicați. And we will pray. Și ne vom ruga împreună. Dear Lord, Tată bun, thank you for being with us here this evening. Îți mulțumim că ești cu noi în această seară. Thank you for bringing each one of us here. Îți mulțumim că ne-ai adus pe fiecare dintre noi aici. We know that with you nothing is by chance. Știm că cu tine nimic nu este la voia întâmplării. That you have a purpose for each of one of us being here tonight and for each of our lives. Că tu ai un scop cu fiecare dintre noi și cu viețile noastre. Lord, each of us standing up, we want to put our lives again into your safe, capable hands. Doamne, fiecare dintre noi care stăm aici în picioare în această seară, vrem să ne punem viețile în mâna ta. Holding nothing back, but trusting fully in you. Și fără reținere să ne încredem cu totul în tine. And then, Lord, with that assurance that we are in your hands, și cu acea siguranță a vieții noastre în mâna ta, help us to go out in the world and be a witness, a light to others for you. Ajută-ne să mergem în lume și să fim cu adevărat martori și o lumină pentru tine. We pray in the precious name of Jesus. Ne rugăm aceasta în numele Domnului Iisus. Amen.